Bine v-am găsit aici pe canalul meu de YouTube, pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea, unde demascăm impostura, unde dăm jos masca de pe prostie, dar nu punem mască pe adevăr și pe lucrurile pozitive pe care trebuie să le dezbatem, pe care trebuie să le aflăm. Mulțumesc în primul rând pentru abonare și în al doilea rând pentru comentariile pe care mi le-ați scris. Mulțumesc frumos pentru că zi de zi mă urmăriți și sunteți atenți la materialele video pe care le postez pe acest canal. Aveți masca acum? Nu, că sunteți la o terasă, beți cafeaua, deja ați început să râdeți, nu? Cineva de la masa vecină zice, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Nu, 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 mă uit la Bendea, fă și tu lucrul ăsta, începe prin a te abona. Ăsta e primul pas. Și după aia, de luni până vineri, de pe la 10 dimineața, primiți acest material informativ. Masca se poartă în interior, da? Oamenii de bună credință poartă masca atunci când merg în interioare. Nu ca tânăra din Baia Mare a mers să-și plătească la un magazin facturile, dar nu a purtat mască, deși avea masca la ea, fiți atenți. Vânzătoarea i-a atras atenția, puneți mască și atunci vă luăm facturile. Nu și nu și nu. Atunci vânzătoarea a refuzat, i-a dat facturile înapoi și tânăra ce credeți că i-a făcut? I-a ars o palmă vânzătoarei, nesimțita. Și era tânără. Asta mă frapează, asta mă șochează. O tânără a refuzat să-și pună mască atunci când plătea facturile într-un magazin din Baia Mare. Că toți zicem că ardelenii ăștia cu bun simț, care respectă regulile și normele. Nu e așa. Așa e peste tot în țară. Hai să fim serioși. O bilă albă, potrivit veșmântului, o bilă albă pentru preafericitul patriarh Daniel. La o reuniune, la o întâlnire ieri, l-am văzut purtând mască, cel puțin în poze. Bravo, vedeți că se poate. Trebuie un exemplu. Trebuie. Puterea exemplului este cea mai mare. Dar pe de altă parte, ieri de Sfântul Ilie, la o biserică din Pitești, vreo 500 de enoriași s-au îmbolzit după slujbă. Știți că lumea merge la slujbă, ascultă rugăciunile, ascultă predica, dar la sfârșit, dacă e hram, trebuie să se dea pachete cu mâncare. Eu n-am înțeles de ce e asta. E o tradiție până la urmă, dar de ce se insistă și acum? Chiar n-avem ce mânca, stăm în pachetul ăla de mâncare. Bineînțeles că atunci când s-a început să se distribuie mâncarea, pachetele să circule de la om la om, s-a creat panică, s-a creat aglomerație, un preot a și leșinat. Dom'le, chiar nu înțeleg faza asta. De ce suntem așa disperați după o caserolă cu tri sarmale? Vedeți că e actuală încă vorba românească. Curul bate gura. Deci să nu avem noi acasă o bucată de brânză, o ceapă. Chiar mergem la biserică pentru o recompensă. Mergem la biserica aia de pe colț, că au sarmale cu mai multă carne. Că am fost eu de hramul Sfântului Ilie la biserica aia din centru, dar acolo pun mult orez. La asta se reduce actul liturgic. Particip la slujbă, te rogi, îți dorești să fie mai bine, ești mulțumit cu hrana spirituală, nu stai după hrana de la caserolă. Vedeți ce se întâmplă. De la mâncare apar problemele. Andreea Esca nu făcea cartofi cu usturoi și a descoperit că are coronavirus. Se săturase de somon și de icre. Nu, chestia e serioasă, dar totuși n-am înțeles. Cartofi cu usturoi, eu știu, cartofi cu maioneză, cartofi cu ceapă, salată orientală, cartofi rântăliți, dar cartofi cu usturoi? Inventează Andreea Esca. 20 de minute a vorbit ieri la știrile Pro TV, de la 7 la 7 și 20. Știre în prime time, numai cu Andreea Esca. 20 de minute. Foarte bine, decât să arate bătăi, crime și alte prostii, măcar a vorbit Andreea Esca, aranjată frumos, a vorbit despre faptul că a fost infectată cu acest virus, atât ea cât soțul și băiatul său, băiatul lor. N-a fost ușor. Soțul chiar a avut o formă mai gravă, dar a trecut cu bine peste. Așa a zis Andreea Esca și a dat seama că nu mai avea gust, nu mai avea gust, nu mai avea miros. Vedeți? S-a dus la medic, a făcut teste, a ieșit negativ, după aia pozitiv, s-a tratat și acum este bine. Un semnal de alarmă venit de la o vedetă, o vedetă adevărată, nu de carton, cum sunt multe altele, un semnal venit cam târziu. Trebuia să spună de la început, asta e situația, am fost acolo, poate de acolo, nu știu, am ieșit pe terasă să aud florile, oricum e o voce și o personalitate. Și mulți români ar trebui să țină cont de ce a spus ea aseară. Printre lacrimi, printre zâmbete, totuși este un reper de care trebuie să ținem seama. Nu numai de ce zice ea, ci și ce zic oamenii simpli.
baiul altul, că și în TVR sunt vreo 3 angajați care au acest virus. Apoi acolo e bai mare, la 1000 și atâția de angajați, 90% sunt rude. De la 3 se poate infecta tot TVR-ul. Oricum e infectat el, dacă mă uit seara la Ionuț Cristache, îmi dau seama că ceva bai îi pe acolo. Și uitați-vă că o premieră, din cauza acestei boli transmisibile așa de ușor, o premieră. În 55 de ani de când se acordă balonul de aur, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Balonul de aur pentru cel mai bun jucător, pentru cel mai bun fotbalist din lume. Anul ăsta nu se acordă. N-au fost meciuri, nu se pot face ierarhii. Balon d'or, a zis Becali. Păi ăsta e balonul dorului, balonul dorințelor. Păi normal că nu se dă anul ăsta, că lua Denis Mane. Fotbalistul meu era peste Neymar, Ronaldo și Messi, tichitaica Barcelona, mă înțelegi? Dar fac eu un balon, fac eu un premiu. Ăștia de la France Football îi zic balon d'or. Face Becali un trofeu de-i zice balon 2, de la oi, înțelegi? Balonul oilor, balonul, înțelegi? Că în fotbalul românesc numai oile mai joacă. Primul câștigător va fi, bineînțeles, Luțu. Luțu, nu-i de joacă, nu, nu-i de joacă. Eu de când o spun aici, trebuie să fim atenți. Distanțare, mască unde e cazul, că spitalele deja nu mai au locuri. Spitalele sunt un pic cam ocupate. Ce să mai zic de medici și de cadrele medicale care au obosit de 4 luni să tot trateze și noi să nu fim atenți. Bine, doamna Gabi Firea a început acum 10 zile construcția Spitalului Metropolitan din București. A mers acolo cu presă, a spus că se va ridica în câteva luni sau, mă rog, repede oricum. Au mers niște ziariști să vadă șantierul. La 10 zile de la începerea lui nu era nimeni. S-au adresat ei pe la oficialități și au aflat că, într-adevăr, urmează să vină la fața locului. Au venit 5 muncitori cu 2 roabe. Băi, noi suntem români adevărați, ne trebuie nouă excavatoare, macavale, ne trebuie nouă infrastructură. Nu, domne, cu 5 muncitori, dintre care 4 stau la țigară și 1 dă sfaturi și 2 roabe, de la Firea, roaba lui Dumnezeu, facem un spital metropolitan în 2-3 decade. Decade jos spitalul. Au zis oamenii, zice, am fi făcut mai mult, dar nu aveam sârmă. Păi sunați-o pe Gabi Firea, că ea are peste tot sârmă, ea e cablată, ea are sârmă și știți voi unde. Dar după ce să mai construim în România? După ce? Că toate clădirile o iau la vale sau intră în pământ. În București, de exemplu, din cauza construcțiilor haotice, clădirile se afundă în pământ cam cu 10-12 mm pe an. Păi intri în programul ăla, Casa Nouă sau Coasa Nouă, dacă îl mai apuș sau nu, îți iei apartament frumos la etajul 1 și din cauza scufundării ajungi la demisol. Crezi că ai terasă, ai balcon și tu ajungi în pivniță, în Cluj, mai grav. În Bună Ziua, celebrul cartier Bună Ziua, la cum s-a construit, poți să-i zici și Noapte Bună, clădirile o iau la vale, tot cu 12-15 mm pe an. Păi așa, trebuie să aștepți numai. Îți iei apartament acolo și aștepți câteva milenii și ajungi în centru. Dorința tuturor, să am casă în centru. Săraci oameni, săraci. Smile, pe Smile l-am tot văzut la televizor acum, într-o reclamă la chipsuri. L-ați văzut și voi? Sinfonia gusturilor, nu știu ce. Năcăjit-o. Mâncă din pungi, mâncă chipsuri. Așa e trebuie dacă s-o combina cu Gina Pistol. Poți să-i ceri lui Gina Pistol, fă-mi o tocăniță, fă-mi o friptură, fă-mi o ciorbă. Aha, și cu ce să fie? Și își desface 2 nasturi. Băi, zice Smiley, te rog să pui și niște legume, să pui și un pic de cărniță. Aha, și deja a rămas numai în sutien. Și mai ce? Normal că pe Gina Pistol nu ei să-ți fie bucătăreasă, ei să-ți facă... Bineînțeles că pe ce pune ea mâna se rezolvă, dar nu pe cratiță. Că tot astăzi este Ziua Internațională Junk Food, junk food, sau cum zic adolescenții din ziua de azi, ce mâncăm de fiecare dată când avem bani. Ziua burgerilor, hamburgerilor, pizzei, ziua de astea, de la fast food. Azi o sărbătorim, dar de mâine începem să mâncăm sănătos, da? Sănătos, cum se zice în Ardeal, când ai ciolan, fasole,
ceafă de porc și mici. Mâncăm sănătos, adică bine, adică da, se știe o treabă. O treabă știm și noi, videoul s-a cam terminat. Grijă mare unde și cum purtați măștile, distanțare, dezinfectare și speranță. Speranța nu mare, în ciuda tuturor calamităților de natură, cum zicea Chiuripascu fiertat. Dați mai departe această veste a întâlnirii noastre de azi aici pe canalul de YouTube Nicu Bendea. În continuare, like-uiți, comentați și din comentariile voastre poate să naște un nou subiect pentru zilele următoare. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o zi deosebită. Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, poate totuși se întoarce de la Bruxelles Iohannis, cel mai lung weekend, de luni, de vineri până luni a stat la Bruxelles, la negocieri. Poate i-o fi dat mătușica Merkel ceva bani mai mulți și pentru noi români. Că vorba aia, când a fost problema de sparanghel, cine l-a recoltat? Noi? Dar nu cred. Asta e din ceva insulă grecească. Ori vine, ori se duce. Cum a zis ăla care avea ochelari, fund de șampanie, în prima lui zi de condus. Era la volan instructorul lângă el și instructorul îi zicea, bă, dar nu vezi că suntem pe contrasens? Zice, eu nu știu, tovarășe, nu știu, domnule, ce mașina asta din față mere, ori vine. Merg și eu, voi rămâneți aici pe canal, mai scormoniți, dacă aveți timp, mai găsiți câte un video mai vechi, nu-i bai, uitați-vă la el. Gluma e veche, datele spectatorul nou, să vă fie de bine. O zi superbă și scuze că v-am reținut atâta, aproape 12 minute. Merităm gluma de după. Hai, 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 cu tresioara până în deal la mărioară, nu știu ce are, nu mai am. Spirit tactil. Încige ceaia.